Un om al străzii din Timișoara a fost dat pe mâna poliției după ce a fost suspectat că ar fi furat o bicicletă. Polițiștii locali aflați în patrulare în Piața Libertății au observat un grup de persoane din categoria oamenilor străzii care consumau alcool și produceau disconfort cetățenilor aflați la plimbare în zonă. S-a trecut la legitimarea acestora, din grup făcând parte și un bărbat de 38 de ani cu domiciliul în Moravița, județul Timiș, care avea asupra sa o bicicletă albastră ce părea a fi destul de scumpă. Când a fost întrebat despre proveniența acesteia, bărbatul a fost evaziv în răspuns, încercând să-i convingă pe polițiștii locali că ar fi cumpărat-o de la un alt cetățean, dar despre care nu știe prea multe date. Din acest motiv, bărbatul împreună cu bunul găsit asupra sa a fost predat polițiștilor de la secția 1 pentru continuarea cercetărilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, transmit reprezentanții poliției locale Timișoara.